Eu am plecat după decorațiuni pentru bradul de Crăciun. Voi rămâneți acasă, dar aveți grijă să nu deschideți ușa la nimeni. Da, mami, am înțeles. Pa, pa, copii, să fiți cu minți. La revedere. Mă întorc repede. Aha, plecat. Acum e momentul să mă îmbogățesc peste noapte. Adică peste zi. Uite, am făcut o pălărie. Wow, ce frumoasă e. Păcat că Teon a vrut să se joace cu noi și s-a dus sus. E problema ei. Sper să nu fi văzut. De o lună tot urmăresc casa asta. Așa? Cam venit pregătit. Copiii sunt la școală. Părinții nu sunt acasă. Hoțul fură tot. Ai auzit ceva? Da! Nicolas, hai la ușă să vedem ce se întâmplă. Hai. Asta nu se potrivește. Asta nu merge. Asta. Poate ar trebui să încerc ușa din spate. Nu văd nimic, mă. Încearcă tu. Ce să văd eu? E un hoț! Oh, nu! Și ce ne facem? Ce se întâmplă? Haide, repede! Repede! Oh, am auzit un poc. Trebuie să facem ceva! Bine, rezolv eu! Vei vedea. Tot ce e în casă va fi al meu. Nu, eu nu știam de niciun câine. S-a oprit, fără să latre din nou. Bine. Nu am văzut niciunul până acum în curtea casei. Spionez de zile bune. Și de unde a apărut potaia aia? Îl repar eu acum. Nu mai merge. Nu spune că i s-au terminat bateriile exact când ne trebuia. Nu știu, probabil. Copiii nu sunt la școală. Acum sunt acasă. Ne-a auzit! Știe că suntem acasă! E frică. Nu-ți fie teamă, o să am grijă de tine. Tot ce trebuie să facem este să ținem hoțul în afara casei, până vine mama de la magazin.
S-a complicat situația. Ne trebuie un plan. Vino cu mine. Acum trebuie să scap de ei mai întâi. Îmi trebuie un plan nou. Să-i dăm drumul. El e aici și trebuie să rămână aici. Eu sunt aici și trebuie să ajung aici. Casa trebuie protejată. Dar mai întâi ar trebui să încercăm ceva. Ca orice hot inteligent, ar trebui mai întâi să cobrești lanța. Punem capcane! Cât mai multe! Sunt gata. Nicolas, acum și eu sunt gata. Nu știu de ce nu am făcut-o eu până acum. Ușa e deschisă și a fost deschisă tot timpul. Prin casă. Eu vă propun un pact ca un hoț cinstit. Ce sunt? Voi nu-mi stați în cale și eu îmi văd de treaba mea. Eu cred că tremură ca niște iepurași ascunși prin nu știu ce cameră sau nu știu ce pat. Asta chiar e bună. Eu nu mă grăbesc. Această prăjitură trebuie terminată. Asta e război. S-a supărat tare. Eu am vrut să fiu onest cu voi. Să mă ocup de lucrurile din casă! Dar acum trebuie să vă dau o lecție de viață! Când e hoțul la ușă, doar fugiți! Hei, aici sus, e un hoț? Să trecem la treabă! Doar ăsta e o avere.
Sigur, îmi trebuie ceva mai mare. Da, da, e fix acum o hoț în sufragerie. Și urcă după noi. Vinți sus cu noi, da. Umbri? Haideți, haideți, avem loc. Uite aici, uite acolo, uite aici. Repede, Nicolas. Aici, Nicolas. Greu te mai urc. Teo, am o idee. Am lăsat o stație jos și una aici. Wow, știu ce voi face cu ea. Acum hai să ne ascundem. Se pare, îmi place. Copii, sunt toți. Bună, copii, sunt tati. În 3 minute sunt acasă. Cred că mi-a reușit. Nu, nu! Unde mă duc? Trebuie să fie plecat la serviciu și să se întoarcă la 5. Cum adică acasă în 3 minute? Acum e abia ora 4. Trebuie să fug. Oh. Și ceva. Ce e cu tine aici? Tu cine mai ești? Ups. Eu. Tu de ce ești în casa mea? Tu ești curierul. Tocmai așteptam un pachet. Unde semnez? Poftiți întâi. Ce? Copiii ți-au dat drumul în casă. Da, și acum unde sunt? Ei, știi cum sunt cei mici. Au fugit la joacă. Și le-am spus să nu dea drumul la străini. Da, regula de aur într-o familie cu copii. Nu deschide ușa niciodată unui străin. Chiar așa? Da, o să am o discuție cu ei pe tema asta. Și unde e pachetul meu? Stai așa puțin. Ăsta nu e pentru tine. Ce? Ca să vezi și tu ce cadouri ciudate își doresc oamenii de Crăciun. Curierul! Stai așa puțin! Vreau și factură! Da, cum să nu! Bine că mi-am amintit că uitasem de ea! Uite, te rog, ia un loc la masă și completează-o! Teo! Cred că l-am auzit pe tata! E vocea lui? Nu știu sigur. Am o idee. Of, ce dezastru au făcut copiii ăștia. Lasă, strâng eu după. Acum hai să dau datele.
Ce-i asta? Facem o factură scrisă de mână. Pe o foaie goală? Știi, firma noastră e în faliment și șeful nu și-a mai permis facturier. E doar o foaie, nu reprezintă nimic. Stai că scriu acum. Am primit de la curier un pachet foarte valoros. El în garanție până la Crăciunul viitor. Semnează! Gata! Ți-am pus și ștampila. Acum totul e legal și în regulă. Poate pentru tine. O să o downloadez eu de pe internet, ca să fiu sigur. Mai sigur de atât, nimic nu e. Bine, la revedere! Hai, vin o dată! Iată, uite, Moș Crăciun și sarea lui pe cer! Unde, unde? Uite acolo, uite, mergi mai în față, așa. Ce Moș Crăciun? Hei, deschide ușa! Cred că s-a blocat! S-a blocat! Ai puțină răbdare, mă duc să caut cheile. Ăștia-s mai buni că nu fac zgomot. Pot să mă furișez mai ușor. Ceva e tare ciudat cu acest curier. O sun pe soția mea să văd dacă ea are cunoștință de cheia de rezervă. Da, cred că da, sigur e tata. Atunci eu mă risc. Este singura noastră șansă să scăpăm de hoț dacă tata e acasă. Ai grijă, acest hoț este foarte șmecher. Da, o să am grijă. Nu mai am telefon. Bine, la revedere. Oh, nu, nu e curier, e hoț. Ups, s-a prins cam repede. Of. Cum să intru în casă fără cheie? Să sparg ușa? Să mă urc până la etajul 1? Văd geamul deschis. Totdeauna m-am ghidat după regulamentul hoțului. Regula celor 3 minute. Intri în casă în 3 minute, iei totul
în 3 minute și scapi în 3 minute. Eu, din cauza copilului, am intrat după 10 minute și acum sunt blocat în casă de tatăl lor. Ce mă fac? Gândește-te! Gândește-te! Ești cel mai urmărit hoț de pe Instagram, chiar și de pe TikTok. Ești vedetă! Ce să mai? Iar acum? Niște copilași râd de mine. Tati a venit? A intrat, a ieșit și acum e în afara casei. Ești tu și ce frasulor mai e din casă? Și eu. O să scăpăm noi și de tine! Haideți să ne mobilizăm! Eu sunt o adevărată pacoste! Dar nu mă las. Eu sunt mare. Hoț cunoscut. Ei sunt mici. Repede, repede! Vreau să intre! Avem nevoie de un plan. Am eu unul! Voi încinge mânerul! Haideți să ne ascundem. Ia să pun un dege. E super. Să încerc mai cu forță. Mâna mea. Ce mi-au făcut? Așa am sunteți voi. Mă duc să găsesc mai ceva. Acum sunt pregătit. Nu mă arde. E tot la ușă. S-a întors. Am o altă idee. Ce idee? Pri, adun jocul ăla cu baterii. Nicolas, șurubelnița. Ia, privit.
baterii. Mara, adu un cablu. Imediat, mi-am dat seama ce vrei să faci. Hai la ușă! E suficient. Să nu pune... De ce m-am făcut copiii ăștia? Nu vă seam să... pe aici. Vino și ajută-mă. Am o grămadă de cumpărături în mașină. Am luat... Stai. Lasă cumpărăturile. E ceva mult mai important de făcut. Ce poate fi mai important decât cumpărăturile de Crăciun? Lasă-le. Vino. Copiii sunt în casă. Da, știu. Eu i-am lăsat. Da, dar eu sunt închis pe afară. A, ți-ai uitat cheile. Nu-i nimic. Am eu. Hai la mașină. Stai, un hoț e înăuntru cu ei. Hai cu mine, vină repede, lasă. Un hoț? De ce nu zici așa? Eu, cel mai renumit hoț. Mă, da. Oriunde mai bine decât aici. Mă predau. Stai! Nu-l scoate! Să-l dăm pe mâna poliției! Că bine zici. 1-1-2. Urgență! Îl predau eu! Luați-l! Bine că am scăpat, dar... ce-i dezastrul ăsta, mă? Eu am făcut curat înainte să plec la cumpărături. Dar copiii? Unde-s copiii? Hoțul, copiii! Mami, tati, v-am scăpat de hoț! Copiii! Sunteți bine? Da! Super! Hoțul nu v-a făcut nimic? Nu! Noi ok! Să împodobim bradul! Am luat multe podoabe în mașină! Și să petrecem Crăciunul în liniște! Yay! Episodul 3 din continuarea seriei Singura Acasă pe canalul Aventuri din Familia Valentin.